Dorule, grădina sfântă, ce zici, ce dracu faci aici în... Stau și un pic aici. Bă, dar am intrat așa, la puștie, ești nebun, e nenorocire de cald aici. Ce zici? Stau și singur aici. Singur? Relaxez. De ce, frate? Ia zi. Ia zi, cine te-a supărat, frate meu? Nu, în principiu nimeni. Cum nimeni? Bine, naba, un pic, așa, cu regulile astea ale ei de... feministă. Încearcă să emasculeze orice bărbat din casă. Ce? Ce înseamnă emascul? Nu știi? Păi nu știu. Îți dau termenul din Dex? Bă, nu suferi de tine acum, nu știu ce. Păi nu sufer de păi mine. Păi da, îți dau termenul din Dex. Am cultură generală, ce vrei, dacă... Te interesează să știi sau? Păi da, bă, da, tu mă iei așa. Deci să emasculeze înseamnă să deposedezi un bărbat de bărbăția lui, de masculinitatea lui. Adică cum ar veni să-l faci impotent. Băi, ești nebun la... Și ea vrea să-ți facă asta. Băi, ești... N-are cum, nu reușește. Poate să încerce, dar nu. Ma, eu sunt băiat finuț, eu o fac așa, totul că na. Eu respect regulile, sunt... Păi bun, dar de ce să te... așa? Cu ce ocazie? Păi nu doar pe mine, frate, pe toți ne-ai observat. Adică ține cu fetele și cu noi nu. Noi suntem... Tot te plângi, te-am văzut că tot... Mă plâng eu? Cu Ana, tot cu alea... Nu, no, mă, ți se pare? Păi uite, până și chestia asta, nu. Da, da. Bine, poate ei îi place de mine, dar eu n-am treabă, frate, eu nu observ chestia. Tu te gândești la Alexandra? Mă gândesc puțin, da. Bă, aș face o baie în piscină. Da? Serios. Dar nu singur. Aș vrea așa cu o fată, bă, frate. Eu știu, eu nu prea am chef acum. Mă gândesc la Alexandra momentan, încă nu mi-a trecut așa. Păi și curiază, cât o mai ții, bă, așa? Păi cât o țin, frate? E de-abia ce? A plecat de o zi? E normal să mă gândesc. Încă vorbim. Și acum, uite, vorbeam cu ea când ai venit. Mi-a scris. Tu vrei să-i reîntoarcă? Da, nu știu. Sau te-ai gândit tu să mergi afară? Sau să plec eu. Am intrat la piscină, peste Doru și Jonathan. Și l-am găsit pe Doru puțin supărat. Wow. Avem companie. Hei! Hey. Hello! Ce faceți? Vine să zâmbesc când o văd, frate. Da? Ce tare asta, da, frate. Păi așa. Bă, și mie. Ce asta? Poftim? Ce asta? E o floare. Floare? Nu de floare. Ia aia, ce aia. Aia. Ce faceți? Bine, suntem bine. Discutăm și noi de ale noastre. Ce cald e, ce frumos e. E bine că nu mai sunt doar eu un plover. Și e și am bluză. Da. Căldru aici. Cald, dar e bine. Mm-hmm. Ce faci, Rita, cum ești? Să mă uitam, vreau să văd și eu cum e casa, îmi place mult. Da? Mm-hmm. Vrei să-ți arăt eu cum e casa? Da, sunt, da. Da? Da. Vrei acum să mergem sau mai stăm un pic cu Doru să nu lăsăm să mergem? Bă, trebuie să mă lăsa singur, eu oricum stăteam singur aici, să mă gândeam la ale mele. De ce e supărat? La ce te gândeai? Bine supărat, domnule, la Alexandra lui. Alexandra? Da. Alexandra. Alexandra e concurent. Trebuie să știe și ea. Adică, na, e datoria ei să știe. Nu fi supărat. Să fie așa. Da, deci voi când mă vedeți pe mine așa. Ia uite-o, bă! Ia uite-o! Exact asta a spus când a intrat. Mi-a spus când o văd îmi vine să zâmbesc, automat. Wow, ce frumos! Foarte frumos!